Liceu fără fileu. O emisiune față în față cu și despre liceeni. Confesiuni din viața adolescenților, evenimente, work and fun, blogging și vlogging. Liceu fără fileu. Ascultă vocile liceenilor în fiecare luni de la ora 17 pe Big FM. Bună ziua. Teatrul este la fel de vechi pe cât este omul. Omul este cel de la care a pornit totul. Atunci când a descoperit că teatrul îl definește, îl împlinește, îl hrănește și îl mulțumește, indiferent de ce vârstă ar avea el, omul. Sau teatrul. Așadar, teatrul aparține lumii, reprezintă lumea și se adresează lumii. Adică oamenilor care joacă teatru, fie că sunt conștienți de asta sau nu. Tot noi actorii, tot noi spectatorii. Teatrul ne unește, dezvoltându-ne independența și ne ocrotește ființele unindu-ne. Noi trecem, dar teatrul rămâne, indiferent dacă ne păstrează sau nu. Este iarăși luni, ora 17, iar așa cum sper că v-ați obișnuit, până acum suntem împreună la emisiunea Liceu fără fileu la Big FM. Un nou început de săptămână aduce noi posibilități de a ne depăși condiția săptămânei trecute, de a fi mai buni și de a gândi pozitiv. Eu sunt Rareș Rus, gazda dumneavoastră de astăzi, iar alături de mine se află doi invitați minunați, Flavia Pereverzi, elevă în clasa 10-a în cadrul Liceului Pedagogic Regina Maria din Deva, membru din trupa de teatru Proscenium și domnul regizor Mihai Lungeanu, căruia îi aparține perspectiva interesantă și adevărată asupra definiției teatrului citată de mine mai devreme. Vă salut și mă bucur că ne aflăm astăzi în acest studio împreună. Și noi te salutăm. Tema emisiunii de astăzi este teatrul, ceea ce mă entuziasmează deoarece teatrul este pasiunea mea, este ceea ce vreau să fac pe viitor. Iar în urma emisiunii de astăzi, poate chiar și voi, cei de acasă, în special adolescenți, veți lua în considerare să vă construiți o carieră în acest domeniu. Aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnule regizor. Aveți în spate o carieră impresionantă. Regizor de teatru, scenograf, publicist, profesor universitar, ați obținut numeroase premii și nominalizări, cum ar fi premiul Uniter pentru cele mai bune spectacole radiofonice din anii 1994, 1999, 2002, 2010, 2020 și multe altele. Pe lângă asta ați regizat piese de teatru pe scene mari ale țării și aici amintesc Teatrul Notara. Ați regizat peste 70 de spectacole la Teatrul Național Radiofonic, la Radiofuziunea Română. Întrebarea mea este, domnule regizor, de unde această pasiune pentru ceea ce faceți? Ar trebui să te întreb eu de unde această pasiune a ta pentru ceea ce faci și vei descoperi că pasiunea se află sau nu în tine, în mintea ta, în sufletul tău și în preocupările pe care le dezvolți față de speranțele tale de viitor. Nu pot să spun că de la bun început am fost dedicat acestei povești, dar pe măsură ce am înaintat și am descoperit ce se întâmplă în spatele scenei, sau mai bine zis în fața regizorului, ce se întâmplă pe scenă, ce se întâmplă cu actorii, cu textul, am intrat și lângă microfon, am descoperit ce se întâmplă în mintea actorului și ce se poate exprima doar prin voce și lucrurile astea sunt fascinante și dacă îți plac și crezi în ele și în valoarea lor și în rostul lor, atunci nu e greu să faci o pasiune. Da, așa este. Ați dat impresia așa că mereu vă împingeți limitele la maxim, mereu doriți mai mult de la dumneavoastră și poate că niciodată nu e de ajuns. Și iată, ați înființat și la Deva cursuri de teatru ca disciplină de viață, dedicate tinerilor adolescenți, unde încercați să ne învățați câte puțin din cunoștințele dumneavoastră și spun ne învățați, deoarece și eu fac parte din această trupă de aproximativ un an, care se numește Proscenium, iar Flavia, aici de față, este unul dintre veterani. Domnule regizor, cum v-a venit ideea de a duce teatrul mai aproape de noi, tinerii din Deva? Pentru că sunt convins că teatrul nu are limite. Spuneai de depășirea, da, de împingerea limitelor. Păi o împingem limita cu fiecare zi cu care trăim.
întotdeauna seara ne dorim ca a doua zi să ducem la împlinire ceea ce ne-am propus. Așa. Iar teatru este un fel de a cunoaște viața mai bine, de asta am încercat și încerc să vă fac atenți la ceea ce vă oferă viața și ce vă poate construi teatru ca instrument de lucru cu viața. Cum ziceam noi, că teatrul este o minciună adevărată. Tot ce se întâmplă cu viața voastră, pentru că pe mine asta mă interesează, viitorul vostru, viața voastră, poate fi controlat și construit și îmbunătățit prin aceste exerciții de teatru. Și de asta mi se pare că dacă voi ați vrut, că și aici a fost exact cum spui tu, cine a vrut, n-a fost nimeni obligat, n-a fost nimeni reținut, cine a simțit că are o legătură cu ceea ce facem noi acolo și s-a simțit bine, a rămas. Dovadă Flavia. Dovadă Flavia, unul dintre veterani. Da, are o istorie destul de bogată. Da. Nu vă este greu să lucrați cu adolescenții? Este expresiv oftatul meu, dar nu-i vorba de greutate aici, nu-i vorba de greu. Este vorba că trebuie să mă adaptez de fiecare dată la fiecare dintre voi și să vă fac cumva să înțelegeți ce nu vă cer, ce vă provoc să faceți. Voi știți, mai ales că sunteți în acea situație, cât de complicat este în timpul unei repetiții să fii atent la ce face fiecare, la stadiul lui de atenție, la personalitatea lui, la modul în care înțelege, la modul în care se poate exprima. Și atunci trebuie să fii foarte atent. Asta pe mine mă ține viu și îmi face plăcere. Deci nu vi se pare greu munca cu adolescenții? Mi se pare greu după. De ce v-am întrebat dacă vi se pare greu? E pentru că de foarte multe ori se întâmplă să ni se suprapună orele de repetiții cu diferite activități extrașcolare pe care avem, cum ar fi prea multe teme sau, știu eu, avem meditații sau ieșim în oraș. Însă dumneavoastră ați găsit răbdarea necesară de a rămâne mereu alături de noi și faceți tot posibilul ca să iasă ceva frumos la fiecare premieră pe care o avem. Mă gândesc că asta este ceea ce așteptați și voi, nu? Și atunci nu pot să vă dezamăgesc. Pe mine pot să mă mint, pe voi nu am voie. Da. No, eu unul vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Eu vă mulțumesc că sunteți receptivi și că ceea ce spui tu despre ceea ce facem pentru mine este o noutate și mă bucur că e așa cum spui, că nici tu nu poți să minți ascultătorii. Nu, cred că așa o vedem toți din trupă. Tocmai de asta o să trecem și la Flavia cu o întrebare. Flavia, de cât timp ești în această trupă? De 6 ani. 6, băi, deci ești aici de multă vreme. Ceea ce înseamnă că se întâmplă ceva frumos în cadrul acestor cursuri, nu? De unde pasiunea asta pentru teatru? Nu știu dacă există un moment anume, dar cred că de când am fost foarte mică, ai mei m-au dus la spectacole, am fost și în clasele primare de foarte multe ori cu învățătoarea și... Și practic când... te-a fascinat ce s-a întâmplat acolo. Și când s-a ivit oportunitatea, am zis că de ce nu. Ai fost prima din trupa Proscenium? Nu. Nu? Mai era înaintea ta? Erau în al doilea an. Am înțeles. Cum ar fi Alexandru Cinezan? Da. Nu, el... Veteranul veteranilor. Veteranul veteranilor. Acum e student la teatru și care păduiesc că îl și nu salutăm. Se te zice de ce a învățat. Da, îl și salutăm pe Alex dacă ne urmărește, dacă nu poate va vedea emisiunea. Deci, de mică ai prins drag de teatru. Se apropie iată o nouă premieră în cadrul acestor cursuri de actorie. Lucrăm la piesa Omul din care a fost extras răul, descrisă de Matei Vișnec și interpretată de domnul regizor Mihai Lungeanul. Domnul regizor, oare ce ne puteți spune despre acest spectacol? De regulă nu ar trebui să spunem ce se întâmplă pe scenă pentru a stârni curiozitatea celor care vor să vă vadă. Totuși trebuie să atragem atenția pe această cale, că este un text foarte special. Este un text despre, am putea spune că este un text despre o lume
la care nu, pe care nu o cunoaștem și care nu ne aparține, dar în același timp este un text despre lumea noastră, despre reacțiile noastre la ceea ce se întâmplă. Pe vremea când a scris textul, Matei Vișniec nu se gândea nici la pandemie, nici la război, nici la criză. Și totuși se aplică în zilele de... Și totuși ceea ce el descrie acolo se aplică foarte bine. Eu l-am socotit pe Matei Vișniec ca dramaturg în imediata apropiere a lui Eugen Ionescu. Un alt dramaturg extraordinar care a avut o intuiție formidabilă despre ceea ce se întâmplă cu lumea, despre mersul lumii. Sigur că ne întoarcem la Shakespeare, ne întoarcem la Teatru Antic, toți cei care s-au ocupat de povestea asta, asta au spus, povești despre lume, pentru lume. E un text foarte modern și în același timp vorbește de lucrurile cele mai simple și mai vechi. Despre frică, despre iubire, despre ură, despre ascultare, despre curaj, despre personalitate, despre tot ceea ce ne înconjoară, despre toate provocările vieții, despre minciună. Minciuna, astăzi nu mai știm ce e adevăr și ceea ce e opusul adevărului. Ne-am obișnuit cu această, cu acest sistem de fake news. Ori e breaking news, ori e faking news. Una din două. Da? Dar asta înseamnă că suntem obligați, suntem provocați și aici ne legăm, Matei Vișniec și eu în ceea ce fac cu voi, suntem provocați să gândim cu mintea noastră, să fim creativi, atenți, critici, să cântărim bine ceea ce spunem și să ne asumăm ceea ce gândim și ceea ce facem, să nu ne lăsăm păcăliți cu ușurință. Sigur, nu e ușor, nu e plăcut, dar e necesar. Pentru că dacă nu vezi cu atenție pe unde calci, riști să îți faci un drum neplăcut. Și atunci fiecare pas devine un chin. Dar altfel, sunt convins că textul, așa cum l-am descifrat noi și nu e întreg, am luat numai o parte pe necesitățile noastre, sunt convins că textul va avea audiența necesară pentru că, încă o dată spun, vorbește despre oameni, indiferent de vârstă, și despre liceeni, și despre oameni maturi, și despre părinții liceenilor, și despre conducătorii liceenilor, și despre conducătorii conducătorilor, și așa mai departe. Deci sper că cei care ne ascultă să fie curioși și să vină să vadă. Da, îi așteptăm. Și cred că până acum ne-am pliat fiecare destul de ok pe personajele absolut, pe care le avem. Absolut. Flavia, tu cum simți această piesă de teatru? Cum îți simți personajul? Ai reușit să intri în piele, în pielea personajului? Nu știu dacă am făcut-o încă 100%. Cred că mai am lucruri pe care trebuie să le descoper despre doamna Chiunț. Da, mie una îmi place foarte mult pentru că nu se asemănă cu niciun personaj pe care l-am făcut până acum și îmi place că are atât de multe meserii. Legat de spectacol, cred că transmite un mesaj la fel de important pe cât au trimis și celelalte spectacole și cred că reprezintă foarte bine societatea în care trăim azi. Absolut. Practic, această piesă de teatru arată oamenilor adevărul, da? Realitatea de zi cu zi și în același timp și minciunile pe care le înghițim. Da, tocmai personajul tău asta face. Da, tocmai eu învăț cum să mințim, da, eu învăț cum cu talent ca să putem ocoli adevărul. Da. Înainte de a trece mai departe, vreau să citesc comentariile de pe Facebook și să salut oamenii care ne urmăresc. Bună ziua, doamna Oprișanu Mihaela, mătușa mea, Veronica Cristina Pereverzi, mama Flaviei, nu? Da. Salutăm, Ianis Pereverzi, salutăm, Daniela Rus, mama, salut, mama. Foarte frumoasă prezentare a spectacolului, spune Oprișanu Mihaela, vă felicită. Îi mulțumesc. Frumos interviul, felicitări, aici mulțumesc mult, spune doamna Veronica. Acum, trecând mai departe, vreau să vă spun, domnule regizor, că pentru mine, ca tânăr aspirant la actorie, sunteți un exemplu. Riscant și obligație mare, totuși, responsabilitate pentru mine. Totuși, un exemplu. Vreau să vă întreb, ce i-ați spune unui adolescent care ar dori să devină actor?
E complicat, pentru că, uite, sunt aproape 10 ani de când le tot spun studenților cu care am cursuri tot felul de lucruri, dar nu le spun înainte de a face pasul ăsta, ci le spun după ce au făcut primii pași, adică pe la nivelul anului 2, când încerc să îi fac să cunoască legile microfonului, legile teatrului radiofonic, să-și recunoască și să-și folosească vocea ca instrument teatral. Unui tânăr care vrea, și mă uit în ochii tăi acum, că știu cu cine vorbesc, nu i-aș spune prea multe. L-aș ruga să folosească oglinda și cântarul. Două instrumente de care avem nevoie toată viața. Oglinda ca să știm cine suntem și cântarul ca să știm ce facem. Dacă vei învăța să discerni între ceea ce vrei și ceea ce poți, și dacă vei încerca să vezi dacă ceea ce vrei este chiar ceea ce vrei și nu ceea ce te influențează cineva, vei avea toate șansele să pui în valoare talentul pe care îl ai. Nu că știu eu că îl ai, ci tu știi că îl ai, el îți este dat și Flaviei este dat și fiecărui membru din trupă este dat un anumit talent și fiecărui om care se urcă pe scenă îi este dat o anumită abilitate de a se exprima și atunci pui în valoare ceea ce ai și mergi mai departe în măsura în care pasiunea de care vorbeam la început se naște și dacă se naște trebuie crescută. Corect. Vorbind tot de teatru, este nevoie de multă muncă? Presupun că în orice alt domeniu, sigur, mult de învățat, adică avem texte de 30-40 de pagini. Nu e vorba numai de învățat textul ca atare, să și de interpretat, ci să-l înțelegi, da, să-l descifrezi, să devină al tău. Dacă ar fi să luăm Hamlet, ca să fie ușor de înțeles pentru toată lumea, este un text care se joacă de sute de ani în mii, zeci de mii, sute de mii de interpretări și eu aș zice așa, că Hamlet poate să fie oricine, dar nu oricine poate să fie Hamlet. Da. Pentru că trebuie să-l cunoști, trebuie să-l descoperi și să vrei să spui ceea ce spune el. Așa că dacă ești în permanentă muncă asupra ta, e ok, ești în bună stare. Dacă s-o gândești că e greu, că trebuie să reții, cum sunt copiii care rețin cu greu poezii, în afară de cățeluși cu părul creț, celelalte poezii sunt niște greutăți. Dar le descoperi și le păstrezi pentru că le simți. Și atunci nu-i nimic greu. Dar e continuu, asta e foarte adevărat. E ca în medicină, nu poți să fii doctor între anumite ore și nu poți să fii actor între anumite ore. Joci între anumite ore, dar ești permanent legat de teatru, teatru care nu înseamnă numai actorie. Înseamnă regie, înseamnă muzică, înseamnă plastică, înseamnă imagine, înseamnă mișcare, costum, machiaj, tot ce știți și voi, da, și ceea ce încerc și eu să vă pun în legătură, să nu ajungeți în locul în care să ziceți de aici încolo ce să fac. Voi trebuie să acumulați, să asimilați și să descoperiți singur, să fiți creatori. Dumneavoastră, practic, ne puneți cumva pe tavă tot, da, ce cunoașteți. Da, eu am spus, rolul meu e de îndrumător, să vă arăt drumul, voi o luați pe unde vreți. Da. Dar să știți că drumul e pe aici, pentru că eu îl văd. Îl văd pentru că l-am bătut, l-am trecut pe acolo și voi trebuie să știți unde este. Ar fi extraordinar să vă puteți lupta cu drumul ăsta și să vă asumați fiecare drumul vostru. Încă o dată spun, să fiți creatori, să nu fiți supuși, să nu fiți oameni care execută ceea ce li se spune, ci oameni care au personalitate, care știu să aibă dreptate. Așa este și pot să-și expună punctul de vedere fără teamă. Păi fără discuție, teatrul pe scenă se poate întâmpla orice, acolo nu trebuie să-ți fie frică, asta e prima lecție. N-are de ce să-ți fie frică pe scenă, acolo nu moare nimeni, dar când mori pe scenă, trebuie să convingi. În viață nu trebuie să convingi că lumea știe despre ce e vorba. Dar asta e și frumos și cred că și Flaviei, deși e atât de tăcută și atât de, cum să spun eu, fricoasă în fața microfonului, pe scenă are putere și invit spectatorii să o vadă cât e de puternică și de convingătoare. Da,
Vorbim de Flavia, la tine vom trece. Vreau să te întreb, ce părere ai despre tot ceea ce se întâmplă în cadrul acestor cursuri de teatru? Ținând cont de faptul că sunt aici de 6 ani, pot spune că îmi place. Îmi place tot ceea ce vorbim cu dumneavoastră și îmi place și relația de prietenie pe care o avem noi unii cu alții. Dacă n-ar fi, stai seama că mulți... Corect, practic ne-am creat o mică familie, iar domnul regizor este îndrumătorul nostru. Da, ați văzut că v-ați selectat singuri? Da. Voi între voi v-ați creat relațiile, legăturile, simpatiile, empatiile, v-ați dat valoare unul altuia, v-ați privit unul pe celălalt. Am observat ceva și asta o spun și pentru voi, voi o știți, și pentru cei care ne ascultă. Este o experiență pe care am avut-o lucrând cu voi. Întotdeauna când eu ți-am dat ție, să zicem, niște sugestii, niște indicații, cum se spune, tu le-ai preluat sau nu. Dar cel care a stat lângă tine, colegul tău de scenă, în secunda când îl pun să facă el ce ți-a spus ție, el face perfect. Da. Da, este formidabil. Și atunci, una din metodele, nu avem noi timp, dar una din metodele care ajută actorul este să se suprapună interpretările la repetiții. Și atunci descoperi ceea ce el, relaxat fiind, că nu joacă el rolul, n-are de ce să-i fie frică, și atunci pricepe tot și înțelege tot și aplică tot. Tu, care ești implicat, ești puțin blocat. Aoleu, ce mă fac? Dacă nu-mi iese bine, tu vrei să-ți iasă bine și ceea ce primești e puțin secționat. Și atunci, lucrul nostru pe care îl facem, și ați văzut, toată lumea joacă tot, toată lumea spune tot, toată lumea se joacă de-a toată lumea. Mm-hmm. Și asta creează o relaxare, creează și o posibilitate a ta de a vedea la altul ceea ce ar trebui să faci tu. Acea oglindă de care spuneam. Deci... starea ideală în care trebuie să fii în momentul în care interpretezi este cea de relaxare completă, absolut, meditație. Absolut, absolut. Și de capacitate de a spune ceea ce vrei, de ceea ce ți-ai asumat. Tu ai gândit, ai învățat, vrei să exprimi, tu cânti, tu ai muzica în degete. Când vrei să cânti ceva, tu nu te gândești la clape, te gândești la muzica pe care clapele o emit, ca să zic așa, și te lași purtat de muzică și de intensitatea ei, pentru că transmiți ceva. Așa. Clapele le știe toată lumea. Așa este. Aș vrea să mai discutăm puțin despre trupa Proscenium. Dacă există tineri care ne ascultă și sunt interesați să ne se alăture, cum ne pot găsi? Ne găsesc acolo unde suntem de 7 ani, de 8 ani aproape, adică la Centrul Cultural Aldevei. Deci la Casa de Cultură. La Casa de Cultură. De regulă noi ne vedem sâmbătă dimineață de la 11, dar când repetăm, știți foarte bine, repetăm și după amiezile, în fiecare zi, pe măsura programului fiecăruia. Pe mine mă interesează să păstrăm o anumită stare. Când suntem la început și căutăm, putem să ne vedem săptămânal, că nu e o problemă. Dar când încep lucrurile să crească, încep grăunțele să dea primele semne de viață, trebuie să le menții. Povestea copacului pe care îl hrănești și îl crești pentru roadele pe care le dă, nu pentru cel care veni să-l taie. Știi? Copacul nu e crescut ca să-l tăiem. Copacul e crescut ca să ne bucurăm de el și atunci asta trebuie făcută în timp. Deci tu vii astăzi, Flavia mâine, ceilalți când pot, și ușor, ușor, încetul cu încetul se adună energie pe care o folosim și din care vă hrăniți și voi la final, când toate lucrurile se apropie de scenă, de premieră. Da, oare există și un cont de Instagram? Da. Unde ne pot da mesaj? Aici răspunde Flavia. Ne poți spune? Proscenium.deva. Deci dacă există interesați printre ascultători, ne găsiți pe Instagram pe pagina proscenium.deva
sau direct la Casa de Cultură, sâmbătă de la ora 11. Trebuie să se pregătească cumva pentru a intra în această trupă? Nu, viața îi pregătește. V-am cerut eu vouă ceva să veniți cu poezii învățate? Nu. O să descopere dacă vin, o să descopere dacă se simt bine cu voi, nu cu mine, ci cu voi, sau dacă sunt, cum au fost și cazuri, nu, de copii care au zis e frumos ce se întâmplă, dar nu e de mine, cum se spune. Nu e pe lungimea mea de undă. Ok, avem un spectator avizat în plus, pentru că acel copil care nu vine mai departe rămâne totuși legat afectiv de prezența voastră. Așa. Și eu sper să vă puteți revedea, să zic, în 10, în 20, în 30 de ani, cu aceeași plăcere cu care ați lucrat aici. Se termină școala, vin celelalte provocări ale vieții, dar experiența asta, mă gândesc că ar trebui să vă dea curaj și să vă lase ceva în urmă, în suflet. Eu cel puțin, sunt sigur că și Flavia am acumulat foarte multe, foarte multe lucruri de la dumneavoastră și totodată și experiență. Experiența cu scena, nu mai suntem atât de timizi, ieșim în fața oamenilor și ne expunem punctul de vedere, așa cum am zis, fără teamă. Înainte de a încheia emisiunea, mai citim câteva mesaje de la Veronica Cristina Pereverzi. Așteptăm cu mare drag premiera. Cristian Ovidiu Rus spune: cu astfel de invitație, sper să reușiți măcar parțial demanelizarea unei generații. E frumos. Felicitări tuturor celor implicați, Rareș, mă bucur nespus că poți trăi experiența asta și eu. Mă bucur, unchiule, Cristian este unchiul meu. Ioan Budiu, well said. Daniela Rus: domnule regizor Mihai Lungianu, nu pot decât să scot pălăria în fața dumneavoastră, respect. Reciproc. Din partea mamei. Depășirea inhibițiilor dintre colegii actori e suficient pentru a face rolul mai ușor? Nu e suficient, dar e obligatoriu. Asta e pragul prim. În secunda în care nu te poți înțelege cu tine, nu poți comunica cu cel de lângă tine. E obligatoriu să scapi de inhibițiile de orice fel. Teatrul te ajută să trăiești într-o viață virtuală, să spunem, în care te regăsești sau nu, sau înveți să te apropii, dar care îți dă satisfacția creației, îți dă satisfacția rezultatului a lucrului concret pe care l-ai. Când ești la public și vorbești cu publicul, e altceva decât când vorbești la repetiție, te mai încurci, mai uiți un cuvânt. Nu asta e marea nenorocire, după mine. Nenorocire este dacă nu știi ce ai de spus, nu să spui ceea ce știi. Să știi ce trebuie să spui. Și atunci inventezi, găsești gestul. Sunt actori care au acest dar al improvizației fabulos. Vă dau un singur exemplu: Horațiu Mălăele. Urmăriți-l în momentele lui de mare strălucire artistică și o să vedeți că aveți senzația că vorbește el. Indiferent că el îi face un rol, că interpretează un rol, este el. Și nu e singur, acum am gândit la el, pentru că ne mai face să și râdem. Așa e. Din păcate, dragi spectatori, ne apropiem de sfârșitul emisiunii, însă aș vrea să termin exact așa cum am început, cu o scurtă definiție a teatrului, așa că o să te rog pe tine, Flavia, să ne prezinți cum vezi tu teatrul prin ochii tăi. Cred că teatrul e partea spre o altă lume în care ne putem regăsi pe noi înșine. Scurtă definiție, dar justă. Noi ne place să folosim acest cuvânt la repetiții, just. Eu nu știu ce înseamnă acum. Le spun tuturor, nu știu ce înseamnă just. Am crezut că e din altă limbă și mi-a zis domnul regizor: măi, just înseamnă adevărat. Corect. Ultima întrebare, iar apoi încheiem. Unde se joacă spectacolul, următoarea premieră? Aici suntem supuși condițiilor sociale, economice, administrative, istorice, politice și de toate felurile. Noi acum, după cum bine știți, repetăm în sala mică, pentru că în sala mare se reface... Tot în Casa de Cultură. Tot în Casa de Cultură, în Centrul Cultural Drăgan Muntean. Se lucrează, dacă va fi gata până cam într-o lună, când eu sper să fim și noi gata cu producția, probabil că vom face primul spectacol în sala mică,
acolo ne-am obișnuit și după aceea vom trece cu spectacolul pe scena mare în cadrul festivalului Liviu Horoz, care va avea loc la mijlocul lunii următoare, în iunie. În mai, scuze. Undeva în 15 mai, dacă cam pe undeva pe aici. Deci, probabil că atunci vom putea să dăm și un spectacol în sala mare și apoi să-l jucăm unde vom fi chemați. Uite, asta e o provocare pe care o aruncăm și noi în eter. Poate că vor fi licee sau oameni sau instituții sau școli care vor vrea să vă cheme. Și ați văzut că decorul este cât de cât simplificat ca să vă puteți mișca cu ușurință și poate veți putea duce acest spectacol direct la public, să-l jucați în fața elevilor care așa vor înțelege cumva ce am povestit noi în această emisiune. Ar fi minunat să putem să jucăm aceste piese de teatru în fața unor spectatori tineri, chiar în cadrul liceelor din Deva sau poate chiar din tot județul Hunedoara. Ar fi minunat. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine în această seară. Iar cu voi, cei de acasă, ne vom revedea lunea viitoare, tot de la ora 17 pe Big FM. Seară frumoasă tuturor! Când viața bate filmul, ia-ți destinul în mâini. Devino propriul tău scenarist, pentru că viața merită trăită. Dacă ți-a plăcut clipul, dă un like și un subscribe. Abonează-te la canalul de YouTube Energetic Deva.